Bun găsit tuturor la horoscopul lunii ianuarie, o lună în care avem parte de multe evenimente vibrațional intense. Cel mai important este conjuncția dintre Saturn și Pluton și îți recomand să urmărești filmarea dedicată acestui aspect pentru că te influențează tot restul vieții acest aspect de acum încolo. Apoi vorbim de luna plină care are loc pe 10 ianuarie și totodată va fi și eclipsă de lună, apoi luna nouă pe 24 ianuarie. Și cu ocazia acestei date speciale, prima lună nouă din anul 2020, an bisect și an în care toate planetele retrogradează, am decis că 24 ianuarie este data în care voi organiza primul webinar al acestui an, webinarul de deschidere al anului, după care vom continua cu webinariile în care învățăm despre planete, dar anul trebuie pornit cu dreptul. Va fi o deschidere de an mai specială pentru că este un an semnificativ pentru toți, iar cei care vor să se înscrie sau să primească detalii despre acest webinar, adresa unde puteți scrie este contact@astrologalexandracoman.com și veți primi, evident, detaliile despre webinar. Deci, 10 ianuarie, luna plină, 24 ianuarie, luna nouă și zi de webinar de deschidere a anului. Este, din punct de vedere astrologic, luna ianuarie ne duce pe un alt nivel existențial, dărâmă totul în jurul nostru ca să putem reconstrui într-o formă corectă și coerentă. Iar în această filmare voi vorbi despre aspectele generale ale lunii, care sunt extrem de importante. Ai să știi cum să te coordonezi în această lună, în tot ceea ce faci, urmând ca să vină și filmările despre dragoste în luna ianuarie și despre finanțe în luna ianuarie, dar astăzi ne ocupăm de ce ne aduce luna ianuarie în ansamblul său pentru fiecare semn zodiacal în parte. Scorpionul, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna pe harta natală în semnul Scorpionului. În ianuarie, Scorpionii trec prin foarte multe transformări emoționale și transformări și trăiri profunde. Din ce motiv? Avem eclipsa de lună de pe data de 10 ianuarie și este un moment în care tot ceea ce ține de emoție și mai ales de blocarea emoției iese la lumină. Apoi, după 10 ianuarie, pe 12, avem celebra conjuncție despre care s-a făcut atâta vorbire și am filmat și eu, îți recomand să urmărești filmarea, dintre Pluton, guvernatorul zodiei tale, și Saturn, guvernatorul Capricornului. Așa încât, în momentul respectiv, tot ceea ce ține de îngroparea emoțiilor, frustrare, limitare, angoasă, stres, va ieși la iveală și știi cum va țâșni ca o fântână arteziană. Este un moment în care se produce o schimbare de la modul în care abordezi lumea materială și lucruri pe care le credeai prioritare la adevărata realitate a vieții. Pentru că, deci asta e valabil numai pentru scorpionii care au negat realitatea. Nu toți scorpionii au problema asta. Dar dacă ai avut până acum o problemă și ai ales să spui, nu, totul e sub control, totul e perfect, totul e minunat, dar eu sunt perfect, n-am nicio problemă, de fapt. Ei, uite că acum se va dărâma eșafodul negării și eșafodul minciunilor. Și o să vorbesc la horoscopul dragostei și la horoscopul financiar mai detaliat despre aceste aspecte. Este o lună în care
prins aripi când vine vorba de interesul personal. Trebuie să recunosc că Scorpionul este un semn zodiacal care își cunoaște foarte bine interesele. Dar acum vei câștiga, vei dobândi și diplomația necesară ca să îți exprimi dorințele, fără să-i faci pe cei din jurul tău să se simtă folosiți sau agasați de insistența cu care îi abordezi. Apoi, un accent special cade pe zona studiilor și a învățării, în care poți să dobândești informații noi, cunoștințe suplimentare. E un moment în care semnul tău zodiacal poate acumula informații care să îl te ducă pe o recunoaștere socială cum n-ai visat tu niciodată și te bucuri acum de această recunoaștere. Dar întâi e momentul învățăturii, învățării. Și știți cine sunt avantajați foarte mult? Scorpionii sau marcajele pe Scorpion, luna Scorpion, ascendentul pe Scorpion, al celor care au de susținut examene, mai ales că știu că începe perioada sesiunii. Și pe perioada sesiunii foarte mulți studenți Scorpioni vor învăța cu foarte multă ușurință, dar nu vă culcați pe ureche și spuneți, da, lasă că va fi totul, învăț cu o noapte înainte. Nu este adevărat. În primul rând, înveți pentru viitor, nu să trec examenul. Și vei acumula informații care îți vor fi de foarte mare folos. Și oricine are de susținut un examen născut în semnul Scorpionului, în luna asta o să-i meargă foarte bine. O să aibă niște rezultate foarte bune. Apoi, vezi că ianuarie poate să fie o lună destul de obositoare pentru tine, mai ales la capitolul comunicare cu cei din jur. Și e o perioadă în care fie ești invitat să participi la tot felul de evenimente, să ții tot felul de discursuri, să te duci într-o zonă în care lucrezi foarte mult cu tine, pentru tine și anturajul tău. Îți schimbi mentalitatea, o exprimi această schimbare, o verbalizezi, intri într-o discuție cu cei din jur și uite, au trecut zilele și uite că te duci la o agapă, te duci la o întâlnire, te duci la o discuție, la o zi de naștere, la o celebrare a unui eveniment și te lansezi într-o felul de discuții și ai să fii acolo, în atenția tuturor și ai să faci o impresie foarte bună și mă amuz imaginându-mi cum au loc conferințe sau congrese la care participă Scorpioni și ce impresie bună fac, pentru că toată lumea o să te asculte dacă ești în așa situație cu gura căscată. Vei fi de dreptul sau vei fi de dreptul ravisantă, ravisant, vei străluci. În jurul datei de 10, eclipsa de lună, s-ar putea să îți aducă multă energie emoțională și mentală. S-ar putea să nu dormi foarte bine și cred că deja ai început să simți aceste efecte. S-ar putea ca apetitul să fie fluctuant. Știi că se spune că dacă nu te odihnești noaptea, bine, eu am citit asta, nu sunt medic să confirm sau să infirm, dar dacă nu există o ordine a orelor de somn și a orelor de activitate și dacă pierzi multe nopți, să știi că îți crește apetitul. Și pe fondul acestei eclipse de lună de pe 10 ianuarie, cuplată cu această conjuncție Saturn-Pluton, apetitul scorpionilor va cunoaște niște suișuri și niște coborâșuri extraordinare. Deci, eu ți-aș sugera, mai așteaptă puțin cu dieta, că dacă astăzi ții dietă și te înfometezi, seara ai să rupi frigiderul. Deci, ce e important, compensează cantitatea de alimente ingerate, pe care e normal în această perioadă să o ingerezi din cauza stresului emoțional prin care treci, cu activități fizice. Și nu te arunca în sala de sport, e suficient să faci curat prin casă, să te întinzi pe 3 dulapuri, să ștergi praful și deja ți-ai făcut o porție zdravănă de calorii consumate. Este o lună în care te restructurezi,
În ceea ce privește cariera, în ceea ce privește maniera în care înveți, topicurile, subiectele pe care le asimilezi, și este o lună în care ai să recunoști și ai să apreciezi puterea și importanța cuvintelor și a gândurilor tale. Ai grijă că în luna aceasta se materializează foarte ușor tot ceea ce gândești. Și ai grijă ce gândești și ce exprimi, pentru că va prinde viață și va prinde contur cât bazi din ochi, cât clipești din gen. Și îți recomand, încearcă să ai o abordare cât mai realistă a vieții și dacă îți faci un program și îți planifici un anumit program, respectă-l în totalitate, pentru că în această lună tu trebuie să demonstrezi, mai ales planetei Saturn, care ne dă testul răbdării, că nu te precipiți, nu sari în concluzii până când nu evaluezi situațiile cum trebuie. Și ia lucrurile pas cu pas, cu răbdare, fără să te grăbești. Îți mulțumesc că ai urmărit această filmare. Îți doresc să ai un ianuarie superb. Nu uita să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii notificat cu privire la următoarele mele filmări. Și dacă vrei să participi la webinarul din data de 24 ianuarie, trimite-mi un e-mail pe adresa contactarondastrologalexandracoman.com. Încă o dată mulțumesc că ai urmărit această filmare și să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!